Dragilor, bine v-am regăsit la un nou episod a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Cu o noutate editorială venim înaintea dumneavoastră. Este vorba despre Ehie, cum să creezi un viitor mai bun folosind înțelepciunea cabalei, de Arthur Green, un erudit american. O carte publicată în colecția Sefer a editurii Herald. Iată o colecție frumoasă unde sunt adunate foarte multe cărți despre înțelepciunea cabalei. Astăzi alături de noi este doamna profesor Felicia Valman, conferențiar universitar, doctor, coordonatorul Centrului de Studii Ebraice, și vorbim despre felul în care această superbă înțelepciune a cabalei ne poate ajuta în viața cotidiană, în viața de zi cu zi, să avem o viață mai împlinită, mai fericită. O carte la care ați lucrat, o carte, iată, foarte importantă. Noi ne bucurăm, de altfel, de fiecare dată când vin titluri noi în această frumoasă colecție, în colecția Sefer. Ce aduce nouă această carte? Și mai degrabă mă gândesc la paradoxul, pe care de altfel noi îl vom discuta, paradoxul dintre titlu și subtitlu. Ehie, numele lui Dumnezeu, și subtitlul care cumva ne duce în această, sau merge pe această idee de a asimila, de a internaliza înțelepciunea străveche a cabalei pentru a avea o viață mai împlinită. Cred că primul lucru este chiar titlul, așa cum bine spuneați, în sensul în care Ehie este un nume al lui Dumnezeu, dar este de fapt o expresie în limba ebraică pe care am putea să o traducem în română: eu voi fi cel ce voi fi. Este un viitor. Bine, în ebraică verbul a fi nu are formă la prezent, deci nu poate fi decât la viitor sau la trecut. E bine, această formă de viitor și subtitlu, o încercarea de a crea o viață mai bună pentru viitorul nostru, este un joc de cuvinte. Deci este cumva o relație între numele lui Dumnezeu și viitorul nostru. Numele lui Dumnezeu la viitor și viitorul nostru ca ființe create de Dumnezeu. Deci cred că Arthur Green acolo a făcut, dincolo de o explicație a titlului, și un joc de cuvinte. Într-adevăr, e o carte eveniment și o carte importantă, pentru că este poate singura, dacă nu una dintre puținele cărți care face legătura între partea teoretică și partea practică a cabalei. În sensul că, în general, cei care scriu despre cabala din punct de vedere științific nu prea se ocupă de partea practică, sau în orice caz nu scriu despre ea în același volum, iar cei care se ocupă de partea practică nu acoperă de obicei partea teoretică în același context. Ori ceea ce face Green absolut deosebit și reușind un echilibru extraordinar să jongleze între aceste două aspecte ale cabalei, este să arate cum poți să faci practica acestei doctrine vechi, acestei practici vechi, astăzi, aplicând toate principiile, tehnicile, metodele ei la viața de zi cu zi, înțelegând în același timp de ce și care e contextul. Pentru că, într-adevăr, există multe școli, să zic generic, de cabala astăzi, care încearcă să învețe mai mult aspectele reale ale cabalei de dezvoltare personală, fără însă să discute despre contextul tradiției, culturii evreiești în care cabala s-a născut și a evoluat. Pentru că, fără doar și poate, sunt aspecte ale cabalei care sunt universale, care pot fi aplicate de oricine și oriunde, pentru o viață mai echilibrată, mai bună. În general, pe acelea se pune accentul, normal. Ei bine, ceea ce face Arthur Green aici este să explice care sunt bazele acestei posibilități de a folosi cabala pentru dezvoltare personală, astfel încât cei care o practică să înțeleagă și de ce se fac acele lucruri, nu doar să le facă mecanic pentru că sunt învățate de la cineva. Este o carte care arată și posibilitatea ca un om care este, până la urmă, un om de știință, pentru că Arthur Green este un expert în domeniu, nu este doar un practicant,
este în același timp practicant, ceea ce iarăși nu este nu e automat, nu e obișnuit. Există mulți academici care nu practică subiectul cabalei pe care îl predau. El este un exemplu destul de rar în care cele două se împletesc într-o formă foarte benefică și pentru restul lumii, pentru că el a reușit prin această carte să facă accesibilă tuturor această artă veche de a trăi. Că până la urmă, cabala este o artă de a trăi. Un lucru interesant, în citeam pe coperta 4 a cărții Ehie, tema centrală a cărții este înțelegerea iudaismului și în special a tradiției mistice evreiești privită ca limbaj al căutării interioare. Iar autorul cărții, Arthur Green, putem spune că împărtășește cu noi o cabala care ne poate ajuta, așa cum spune și subtitlul cărții, să avem un viitor mai bun. Cât de mult ne ajută să înțelegem exact, sau mă rog, să aprofundăm, să spunem, tradiția și tradiția cabalei, dar cumva și textele sacre, care, iată, ne ajută. Mă gândesc acum la cel mai important text sacru, la Tora, apoi mă gândesc și la Talmud, mă gândesc și la Zohar, toate aceste texte care cumva ne ajută să înțelegem mai bine și cabala. E foarte greu să practici cabala fără să înțelegi care sunt bazele care au dus la această evoluție a gândirii, la această mișcare de idei. Pentru că, prin definiție, cabala s-a născut în limba ebraică, are legătură cu limba ebraică, nu poate fi înțeleasă fără limba ebraică. Există limba ebraică fiind o limbă sacră, din punct de vedere al tuturor, până la urmă, tuturor religiilor, mai ales religiile abrahamice care se trag din iudaism, recunosc această sacralitate și atunci, evident că e foarte greu să înțelegi, să practici cabala într-o altă limbă, dacă nu știi nimic despre limba ebraică. Sigur, nu trebuie neapărat să devii un lingvist în această limbă, un expert al limbii ebraice, dar a înțelege valoarea, capacitatea literelor ebraice de a crea, capacitatea lor energetică, așa cum e văzută în gândirea cabalistică, fără a înțelege această putere a literelor, nu poți înțelege de ce cabala are rezultatele pe care le are. A înțelege alfabetul ebraic, încă o dată, fără neapărat a deveni un lingvist în această limbă, dar a înțelege alfabetul, semnificația literelor, puterea literelor, puterea lor creatoare, cum spuneam, dar orice creatoare, orice putere creatoare înseamnă prin definiție și putere de distrugere. De altfel, în cabala există avertismente nenumărate în privința pericolului pe care îl pune incorectitudinea folosirii limbii ebraice. Faptul că greșești o literă poate distruge lumea. Sigur, distruge lumea așa cum o știm noi, nu în sensul că lumea va dispărea instantaneu din fața noastră. Dar putem distruge lumea așa cum o știm prin greșeala unei litere, pentru că literele sunt instrumentele magice, instrumentele de bază ale creației, literele ebraice, și ca atare, ele trebuie tratate cu respect, trebuie tratate cu grijă, adică nu trebuie folosite, așa cum se spune de altfel și în tradiția creștină, în deșert. Nu trebuie luat numele lui Dumnezeu în deșert. Pentru că orice folosire greșită, orice folosire neadecvată a acestor litere, acestor nume ale lui Dumnezeu, ale cuvintelor sacre, poate duce la dezechilibre majore în, nu doar în lumea noastră și nu doar în relația dintre noi și Dumnezeu, ci chiar în interiorul lumii divine, în interiorul lui Dumnezeu. Pentru că în gândirea cabalistică, Dumnezeu e văzut ca o structură de manifestări, ca o structură de energii care funcționează împreună și care nu pot da, să zic, randament maxim decât în condiții de echilibru, de armonie. Ăsta este, de fapt, scopul cabalei, scopul experienței mistice și scopul aplicării cabalei în viața de zi cu zi, obținerea acestui echilibru care ne face viața posibilă la parametrii cei mai buni din ce există, din ce ni s-a dat.
De altfel, literele și cuvintele, așa cum discutam noi și în alte rânduri, au propria lor energie. Și mă gândeam acum, făceam niște analogii, mă gândeam acum la, că tot ați pomenit, mă gândeam la tradiția creștin-ortodoxă, apropo de a nu lua numele Domnului în deșert sau a nu aduce niște injurii, niște blasfemii, blesteme, chiar mă gândeam, da? În momentul în care blestem, acolo vorbim despre o energie foarte puternică, da? Care se și spune în tradiția creștin-ortodoxă să nu blestem pentru că păcatul părinților va fi întors asupra copiilor și așa mai departe. Deci cuvintele în zona asta de sacralitate, cuvintele au niște energii foarte importante, foarte mari și e foarte important, cred că, canalul, cum canalizăm aceste energii, în mod benefic, în mod pozitiv sau, iată, mod negativ, malefic. Da, până la urmă, toată lumea știe că este un principiu în psihologie, că poți să distrugi un om prin cuvinte, adică poți să-l aduci la o stare de pierdere a echilibrului, spunându-i tot timpul lucruri negative sau blestemându-l sau înjurându-l sau, mă rog, creând o atmosferă negativă în jurul lui, poți să distrugi psihic un om. Deci există această capacitate reală, nu doar teoretică, simbolică și așa mai departe. Este o posibilitate reală ca un cuvânt, care evident e format din litere, să distrugă ceea ce înseamnă că această energie poate fi energia care nu este negativă, energia în sine, nu are sens, nu e nici pozitivă, nici negativă, este o energie. Dar ceea ce facem noi cu ea îi determină sensul. Atunci, asta este de fapt forma de responsabilizare maximă a omului pe care o propune Kabbalah. Ceea ce face omul are efecte cosmice. Nu doar asupra lui și a celor din jur, ci și asupra Divinului, asupra lumii lui Dumnezeu, pentru că omul e cel care induce echilibru sau dezechilibru în această lume. Dumnezeu fiind văzut, cum spuneam, ca o sumă de energii, de 10 manifestări, sigur 10 fiind un număr magic la rândul lui, manifestări care sunt, dacă vrem, forma în care noi îl putem percepe pe Dumnezeu, pentru că nu e așa, Dumnezeu este infinit, este imposibil de perceput, de cunoscut în toată măreția lui, ceea ce putem percepe sunt manifestările lui, atributele lui, mila, dragostea, îndurarea, pedeapsa. Ori astea sunt lucruri pe care noi le determinăm. Ceea ce se manifestă din aceste atribute ale lui Dumnezeu este rezultatul acțiunilor noastre. Și de altfel, de asta se spune, nu-i așa, în textul biblic, că Dumnezeu a făcut lumea pentru om și i-a dat-o să o administreze. Inclusiv după căderea în păcat, omul rămâne dator să administreze această lume în ceea ce Kabbalah vede ca o colaborare cu Dumnezeu. Deci rolul omului este major în această întreținerea lumii în mișcare, pentru că ceea ce face el este cu efect asupra mersului lumii înainte. Omul poate duce lumea mai departe sau o poate distruge. Și vedem că o poate distruge și la propriu, prin diverse metode directe, cum sunt războaiele sau cum este încălzirea globală. Da? Deci o poate distruge fără probleme. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de doamna profesor Felicia Waldman, conferențiar universitar, doctor, coordonator al Centrului de Studii Ebraice, despre o carte pe care noi vi-o recomandăm cu mare drag. Este vorba despre Ehie, cum să creezi un viitor mai bun folosind înțelepciunea Kabbalei, de Arthur Green, o carte publicată în colecția Sefer a editurii Herald. Îi mulțumim foarte mult doamnei profesor Felicia Waldman. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!